O treime din populația Uniunii Europene a dat mită sau s-a folosit de relații pentru a beneficia de servicii medicale pe timpul pandemiei. Problema e răspândită preponderent în țările din zona Mării Mediterane și în estul Europei, iar România se află printre ele. Concluziile apar într-un raport al Transparency International. Conform raportului Transparency International, România figurează pe primul loc la capitolul dare de mită pentru obținerea de servicii medicale. De altfel, dintre toate sistemele din România, în cel medical s-a dat de departe cea mai multă mită. Prin comparație, în poliție, doar 7% dintre participanții la studiu au indicat că au procedat astfel. La capitolul dare de mită în sistemul medical, țara noastră este urmată de Bulgaria, unde 19% dintre participanți s-au plâns de aceeași problemă, dar și de Ungaria și de Lituania. Alte țări care figurează printre fruntașe la capitolul dare de mită se numără Belgia, Austria și Grecia. La capătul opus se află țări precum Franța, Portugalia, Italia sau Suedia, unde darea de mită a fost o practică răspândită pentru 1 și 3% din populație. Raportul arată o imagine complet diferită atunci când vine vorba despre utilizarea conexiunilor pentru obținerea de servicii medicale. La acest capitol, Republica Cehă ocupă detașat primul loc. Cehia a fost unul dintre cele mai afectate state europene de pandemie, iar la un moment dat a avut una dintre cele mai mari rate de infectare din lume. Raportul Transparency International a mai concluzionat și că în ultimele 12 luni, aproximativ 106 milioane dintre cei 445 de milioane de cetățeni europeni au dat mită sau au apelat la conexiuni pentru a obține servicii publice, fie că este vorba despre servicii ale poliției, ale sistemului educațional sau ale celui medical. De altfel, conform raportului, majoritatea populației tuturor statelor membre consideră că fenomenul corupției este în creștere, mai ales în țările mediteranene sau în cele din estul Europei.